Ianis, acum vreau să-mi răspunzi. De ce vă iau în ordinea asta, că așa vă văd pe ecran? Ianis, vreau acum să-mi răspunzi ce ai face tu dacă ai avea bani deja strânși pentru un anumit lucru. Ce ți-ai lua? Câți? Păi, nu știu, ai banii care ți-i dorești tu? Ai o listă, mă gândesc că ai o listă de lucruri în cap care, pentru care strângi bani, da? Ai banii respectiv strângi, nu? Dar bicicletă și mi ajunge pe 28-29 aprilie. No. Întrebare, ce întrebare? Dar dacă ar fi să mă gândesc așa, aș cumpăra o rachetă, m-aș muta pe Marte, aș cumpăra acolo un bloc, aș sta acolo. Și când am chef să mă întorc pe Pământ, mă duc acolo. Și mă întorc pe Marte, mă mai joc, fac ce vreau și gata. Super. Cami? Cum am zis, nu trebuie să vă fie frică, niciun răspuns nu este greșit. Pur și simplu vreau să văd și să vă explic importanța banilor la urma urmei, da? Aia o să fie concluzia și vi-o trage singur, pentru că v-am zis, mie nu-mi place să vă pun... ideile mele cu pâlnia, să vă zic, gata, astea sunt ideile, așa e corect și numai așa gândești. Nu există așa ceva. Fiecare dintre noi are propria personalitate și propriul interes. Cum ne-a și zis Darius mai devreme, cam deocamdată a dispărut, poate reapare, internetul e slab. Și unii se gândesc că devin Superman. Daria? Da. Deci, acum suntem la faza cu bani. Deci, ai banii strânși undeva, la pușculiță sau unde vrei tu și trebuie să-ți cumperi ceva. Cam, din păcate, te-am lăsat deoparte sau vrei să ne spui? Ai răspuns? Cred că n-ai avut internet, Cami. Da, spune-ne, Cami. Cami, și că nu vă mai auzeam. Nu este nicio problemă. Deci, ai bani strânși la pușculiță sau sub saltea, cum zic alți adulți, ce faci cu ei? Ce îți cumperi? Un cățel. Ah, ce fain. Sau un animal de companie. Super, îmi bucur. Sper să strâng suficient bani să primești un animal de companie. Daria? Pace, de mi-a venit. Ianis, nu te-am înțeles? Ideea mi-a venit. A venit o idee, nu știu după aia, prima dată mi-o zice Daria. Daria? Am. Deci ai bani. Deci, dacă am strâns bani pentru ceva și să spun ce mi-aș dori. Mm-hmm. Pentru acei bani strâns, cu acei bani. Eu, tot ce-mi doresc este să am o vilă. O vilă? O casă? Păi tu ai dita mai casa, îți dorești o casă mai mare? Da, o vilă. Mai frumos. Ok, Daria. Nu comentă. Știți restul copiilor, Daria stă la casă și are o casă destul de mare. Nu știu care e diferența între casa ei și o vilă, pentru că în ochii mei e același lucru. Hai să-l vedem pe Darius. Darius, tu ce ai cumpărat? Ai banii puși deoparte? Ce ai cumpărat? Eu strânge bani, eu ceva bani cu primul rând un PC, mai pe jumătate decât pe volant, cu trei monitoare, criști supra-șmechere, tastatura am super rapidă, care am acum, dar n-am unde să o folosesc, un mouse foarte șmecher și niște aripi ca să zbor. Mm-hmm. Ok. Acum, Ianis, deci Darius a zis că și-ar cumpăra un calculator cu super șmechere monitoare, să-l citea tastaturi. Tastaturi. Câte vrei, Darius? Una, două, trei? Monitoare, am înțeles că vrei mai multe. Dar un singur computer, ai zis că vrei mai multe tastaturi sau una? Alo? E pe mult. Bine. Ianis, ne spui tu? Că ai zis că ți-a venit o idee mai bună decât ai avut-o pe alaltă dinainte? De exemplu,
la ideea lui Camelia că să-mi cumpăr un cățel. Nu-i chiar așa, e mult mai diferită. Prima oară m-aș muta în Japonia dacă aș avea foarte mulți bani, să zic, un miliard de dolari. Și m-aș uita să văd dacă este un magazin cu căței și aș cumpăra tot magazinul. Tot? Deci, aș cumpăra o casă și aș muta căței acolo, la curte. Da. Cantitatea se diferă în momentul în care aveți bani. Asta vreau să fiți atenți. Și în momentul în care nu aveți bani. În momentul în care nu aveți bani, dar totuși aveți dreptul să vă cumpărați sau să vă luați ce vreți, e o cantitate diferită, dacă ne aducem aminte de dorințele voastre. Și în momentul în care aveți bani, cantitățile se micșorează. Asta doresc doar să vă zic așa, ca să vă dați și voi seama. Asta înseamnă că sunteți crescuți într-o piață de consum, ceea ce nu este rău, adică consumați mai mult decât ați avea nevoie. Și este un lucru foarte întâlnit în Europa în momentul de față, de fapt în toată lumea, că și americanii fac la fel. Cum ziceam, nu există răspuns greșit, da? Pur și simplu să vă gândiți voi exact ce pot și ce nu pot cumpăra banii, da? Și în momentul în care nu aveți bani, în general ați zis că luați foarte multe lucruri, dacă ne aducem de aminte de tare, au zis, o să-mi cumpăr și aia, și aia, și aia, chiar dacă n-am voie, o să-mi iau, nu? Eu acum vreau să vă, vreau să vă spun, să vă duc puțin așa spre cartea mea. În carte scriu foarte clar când apar banii românești, în 1870 și în 1880 apar bancnotele românești, pe vremea lui Carol I. Tot atunci se scrie foarte clar în carte cum s-au făcut monedele, că prima dată au fost monedele de o valoare mai mică, au fost din argint, și monedele de o valoare mai mare au fost din aur. Și